Mușelul Câmpulung a remizat la prima apariție din 2015 pe teren propriu 0-0 cu Athletic Bradu. Spectatorii din tribune, în jur de 5-600, au avut astfel posibilitatea să vadă la lucru și trei dintre noile achiziții ale iernii: Andrei Panait, Ion Ionuț și Mădălin Olariu. Acesta din urmă a aruncat în luptă de antrenor pe final de meci. Jucători buni care o să aibă o contribuție substanțială de-a lungul returului. Un moment inedit, dar din păcate tot mai des întâlnit la meciurile de fotbal, s-a petrecut în minutul 80, când antrenorul oaspeților, Marius Prisăceanu, a decis să-l schimbe pe atacantul Ciprian Tănasă. Acesta și-a arătat imediat nemulțumirea față de decizia antrenorului său. A venit la marginea terenului, a dat mâna cu cel care urma să-l înlocuiască, însă odată ajuns în fața băncii tehnice și a ignorat total antrenorul. Ba mai mult, a scuipat în fața acestuia și a plecat direct la vestiare. Mai puțin ca tine, nimeni nu e.